În acest clip vreau să vă vorbesc despre câteva setări foarte tari de sunet din OBS și începem chiar acum. Salut, sunt Ionuț de la Mix.ro, bun venit la un nou clip. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, vă invit să vă abonați, pentru că de fiecare dată veți găsi informații care să vă ajute să dominați YouTube și Google. În acest moment, OBS permite să faceți setări de sunet care pot rivaliza cu orice program plătit sau gratuit de refacerea sunetului, de îmbunătățirea sunetului, gen Audacity, gen, eu știu, Adobe Audition și așa mai departe. Vă voi arăta și vouă aceste setări imediat. Cu această ocazie folosesc și Camstasia pentru prima dată pentru înregistrarea ecranului. Să dăm drumul repede. În primul rând, cei care sunteți deja familiarizați cu setările în OBS, aveți exact cum adăugați un dispozitiv audio. Ce pot să vă arăt? Aveți deja audio input capture, pur și simplu dați click pe această rotiță și aveți filters. Puteți vedea foarte clar aici compresor. Toate filtrele acestea se adaugă prin plus. Aveți compresor, gain, noise gate, noise suppression și plugin-uri care o să vi le arăt foarte repede ce reprezintă fiecare dintre ele. În primul rând, eu am adăugat compresor. Compresor e acel filtru care setează în momentul în care aveți sunete prea înalte, eu știu, un țipăt sau aveți sunete prea joase, vi le aduce la un nivel care să vă ajute să vă înțeleagă cei care se uită la clipurile voastre. Setările mele, ratio am pus 3, threshold în decibel minus 20, atac în milisecunde 1 milisecundă, release 1 milisecundă și output gain 3 decibeli. Nu sunt setări făcute de mine, sunt setări pe care le-am urmărit și pe alte tutoriale, funcționează foarte bine, vi le recomand și vouă. Noise gate. Bineînțeles, la fel mă împiedică zgomotele din zonă să se interpună pe clipul vostru. Am close threshold minus 80, open threshold minus 25, attack time 1 milisecundă, hold time 200 de milisecunde, release time 150 de milisecunde. Sunt setări care puteți să le faceți fără nicio problemă. V-am spus, pur și simplu adăugați filtrele respective. Urmează apoi două filtre pe care vreau să vi le arăt. Sunt filtre făcute prin plugin-uri. Primul este un plugin de la Voxengo. Pur și simplu scrieți Voxengo plugins pe Google. Vi se va deschide această pagină voxengo.com. Aveți linkul dacă aveți Mac sau dacă aveți Windows. Dați click, descărcați pluginul, îl încărcați, după care adăugați foarte simplu plus VST2X plugin și îi dați ce denumire vreți voi, după care alegeți Marvel GQ. GEQ. Da? Și s-a adăugat acest plugin în OBS, după care deschideți și vedeți foarte frumos o interfață cât se poate de tare, pe care eu nu am văzut până acum pe nicăieri în setările OBS. Ar fi trebuit să fie o chestie default, deocamdată nu este, probabil că va fi în viitor. Până atunci folosim acest plugin Voxengo Marvel GEQ. Și aveți aici presets, puteți să folosiți o mulțime de preseturi. Eu folosesc Brighter and Bassy. Mi s-a părut cel mai tare, bineînțeles, este alegerea voastră, ce vreți să folosiți. Testați-le pe toate, vedeți exact cum se aude sunetul și apoi vedeți exact ce vă satisface pe voi cel mai mult. După care, al doilea plugin, la fel, se instalează, pur și simplu intrați, căutați Reaper Plugins. Reaper este o aplicație plătită, dar pluginurile sunt gratuite. În momentul în care ați intrat pe plugins, aveți aici de 32 de bit și pe 64 de bit. Instalați, eu l-am instalat pe cel de 64, fără ce problemă puteți să-l instalați și pe cel de 32. După care, intrați din nou în OBS, la fel, adăugați pe plus la filters, VST2 plugin și mergeți pe Reaper și aveți aici, eu i-am dat denumirea, puteți să vedeți orice denumire vreți voi, eu i-am dat de Reaper ca să țin minte exact cum le-am instalat.
și vă adăugați pluginul acesta, Reafir Standalone. Sunt mai multe, în momentul în care ați instalat pluginurile de la Reaper, veți găsi mai multe pluginuri, testați-le dacă vreți. Eu de cată l-am testat pe acesta și este foarte ok. Ce face acest lucru? Pur și simplu vă deschide o interfață de acest gen și mergând aici la Subtract și bifând automatically, vă setează un profil de zgomot al camerei. Ce înseamnă acest lucru? Cei care au mai lucrat cu Audacity sau cu Adobe Audition și așa mai departe știu că în momentul în care înregistrau un clip, trebuiau să scoată zgomotul de fond de pe spatele, de pe background-ul sunetului. Pur și simplu, tot așa se stabilea, se alegea o zonă, setau zgomotul camerei, după care acel tip de sunet urma să fie scos de pe clip. Ei, în momentul acesta, OBS este capabil, prin acest plugin, este capabil să scoată zgomotul din cameră direct. Nu mai e nevoie să mai folosiți nici Audacity, nici alte programe plătite. Deci, Subtract, bifați automatically build noise profile, după care păstrați liniștea 15 secunde, debifați automatically build și aveți în momentul respectiv aveți un profil de zgomot al camerei pe care îl puteți folosi apoi. În momentul în care înregistrați acel zgomot al camerei, va fi anulat de pe clipul vostru. Vreau să-mi spuneți dacă până acum foloseați programe de scos zgomotele de fond, dacă ați folosit până acum așa ceva gen Audacity, gen Adobe Audition și dacă veți folosi pluginurile pe care vi le-am arătat. Dacă ați învățat ceva util din acest clip, vă invit să vă abonați. Dacă sunteți deja abonați, vă invit să deveniți parte activă a acestei comunități, să vă spuneți părerea despre lucrurile pe care tocmai le-ați auzit și să răspundeți la întrebările celor începători. Iar eu, până data viitoare, vă urez SEO plăcut!